Oceanul este o lume imensă de necuprins, care ascunde sute și mii de mistere. În adâncurile sale se ascund o mulțime de creaturi bizare, care reprezintă o potențială amenințare la adresa altor ființe vii. Și nu este vorba despre rechini și alți prădători. Credeți-ne că chiar și cei mai de neobservat locuitori subacvatici pot să se dovedească a fi indivizi cu adevărat periculoși. Vă propunem azi să vorbim despre anume astfel de creaturi, așa că puneți un like și să începem! Iar acest pește vampir este un parazit adevărat, fiindcă se bagă în branhiile altor pești și se hrănește cu sângele lor. De aici și denumirea lui. Unele popoare cred că sunt mai periculoși decât pirania, totul din cauza că își găsesc prada după mirosul care iese din branhii, sau în cazul omului după mirosul urinei. Așa că să te urineze în locuri unde se găsesc acești reprezentanți ai faunei maritime nu se recomandă. Dacă totuși ați fost atacați de peștele vampir, trebuie să primiți ajutor medical imediat. Dacă nu vă grăbiți cu tratamentul, consecințele pot fi cam triste pentru om. Dar adevărul este că mai ușor atacă peștii decât oamenii. În momentul potrivit atacă prada, băgându-se adânc sub branhii. Fiind deja înăuntru, eliberează spinii care se înfibg în branhii. După asta, mușcă pe rând bucăți mici și începe să se hrănească cu sânge. Corozbina. Această creatură chiar te ia cu frica. La prima vedere pare că a ieșit direct dintr-un film horror. Locuitorul maritim se deosebește prin faptul că are o gură de dimensiuni enorme, care este plină de dinți ascuțiți. Când gura le este închisă, aceste creaturi nu se deosebesc prin nimic de alți pești, dar la prima amenințare sau în procesul de vânătoare, gura îi se deschide atât de tare că ai impresia că poate înghiți o balenă. Doar că așa guri mari le sunt necesare în lupta pentru teritoriu. În fața dumneavoastră este un prădător maritim care în unele cazuri poate ajunge până la 4 metri, iar diametrul corpului până la 10 cm. Viermele de mare vânează îngropându-se în noroi sau nisip sau ascunzându-se în coral. Stă în ambuscadă și așteaptă până când pe alături va nota prada potențială, de exemplu un pește. În acest timp, la suprafață se află niște tentacule care cresc pe capul creaturii, cel mai probabil că servesc drept momeală suplimentară. Când cineva se află pe alături, viermele iese la suprafață și apucă victima cu putere. În general, pirania simt rănile de pe corpul omului de la distanță și se grăbesc să vină la mirosul sângelui. Atacurile asupra oamenilor sunt destul de dese. Pirania se consideră pești de grup care numără sute de indivizi în unul. Colții lor sunt atât de ascuțiți că pot mușca cu ușurință bucăți din corpul uman. Când pirania sunt mulți la număr, corpul prăzii este mușcat de fiecare în parte și foarte rapid. Acesta rămâne fără carne. Biologii le mai numesc hiene de râu, din cauza poftei mari de mâncare. Iată încă un locuitor maritim care poate fi numit cu adevărat îngrozitor. Lungimea corpului 1,5 metri, greutatea 50 de kg. Se deosebește că are nu doar două fălci, ci patru deodată. Să nu vă speriați, dar murena vânează prin faptul că suge prada înăuntru. Literalmente, desigur că în așa caz poți mânca doar ceea ce ți intră pe gură. Însă asta pentru murenă nu este potrivit, așa că în cursul evoluției i s-a format o a doua falcă, când pe lângă murenă se află prada potențială, din gâtul ei este aruncată o a doua falcă. Nu ca în filmele cu extraterestre, dar destul ca să prindă strâns victima și să o bage în tractul digestiv. Aspectul fizic al acestor creaturi vii, care incontestabil este neobișnuit, le face să semene cu țiparii. Mixinele le lipsește mandibula și au probleme semnificative cu vederea. Din cauza asta, nu primesc informații necesare despre mediul înconjurător. Au probleme în timpul vânătorii, dar necătând la asta, sunt o unitate importantă în ecologia sistemelor marine. Ele participă la prelucrarea materiei organice la fundul oceanului. Cu alte cuvinte, hrănindu-se cu cadavre, regenerează materia organică care se descompune.
pune. Aceste creaturi marine pun mâna pe peștele mort sau pe cale să moară. Îl străpung cu limba și dinții puternici, apoi îl mănâncă dinăuntru. Încă câteva cuvinte despre faimosul mucus pe care îl produc. Această substanță este produsă de corpul lor atunci când sunt foarte stresate. E un fel de protecție. Datorită acestui slime care le înconjoară, pot să lupte ușor cu prădătorii, care abia așteaptă să le înghită. Veți spune că un rechin mic de 42 de cm nu vă sperie. Uitați-vă mai întâi la colții lui, care ies din mandibulă, ceea ce îl face cu adevărat unic în felul său. Cu acești colți poate ucide pești sau alte creaturi subacvatice, care îi întrece dimensiunile. În fața dumneavoastră este un rechin ectoparazit, care se bagă încet și de neobservat în corpul victimei, rozând bucăți mari de carne din ea. Uitați-vă la aceste imagini, unde delfinului îi lipsesc bucăți din corp. Peștele de piatră este considerat după merit una dintre cele mai periculoase ființe din întreaga lume. De ce? Pentru că dacă veți călca pe el, vă va ucide cu ușurință, introducând veninul adânc în picior. Din păcate, dacă persoana nu primește imediat ajutor medical calificat, rezultatul va fi foarte trist. Martorii spun că durerea de la veninul acestui pește e atât de puternică că victimele deseori implorau medicii să le amputeze membrele. Așa că peștele de piatră poate fi considerat o mașină a morții. Aceste creaturi se găsesc pe deasupra nisipului sau uneori se deghizează ca pietre la fundul mării. Dacă va fi scos la mal, poate fi o sursă de pericol pentru încă 24 de ore. Aceasta este o creatură fără fălci, ultima de pe planetă, lamprele. Am impresia că sunt încă un exemplar din filmele cu extraterestri care au fost create pentru a ucide. De fapt, indivizii maturi asta și fac cu locuitorii râului. Se lipesc cu dinții lor ca să dizolve victima de vie și să-i bea toate sucurile vitale. Sună dezgustător, sunteți de acord? Aceste creaturi într-adevăr își înfundă dinții în corpul victimei, apoi injectează în zonă ceva asemănător unui suc gastric. În așa mod, carnea și sângele animalului se transformă într-o substanță lichidă, iar creatura își scoate limba cu colți cu care își mănâncă această substanță formată. Vampiri acvatici, nu alta! Despre balena ucigașă putem vorbi mult și bine, deși una rămâne neschimbat, sunt mașini de ucidere. Reputația acestui prădător maritim din cauza preferințelor culinare l-a plasat în rândul criminalelor cruzi. Chestia e că balena ucigașă mănâncă absolut tot ce se mișcă. Ea poate ataca fără să ezite, chiar și o balenă. Nu contează mărimea prăzii pentru că pe cea mai mare o atacă în grup. Balenele ucigașe se lămuresc rapid cu victimele lor, dar dacă acestea au dimensiuni impunătoare, moartea lor va fi lentă și chinuită. Ele le epuizează, apoi le sfâșie în bucăți. În ciuda faptului că acești locuitori ai oceanului sunt atât de cruzi, coerența și munca în echipă chiar impresionează. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă ați știut despre aceste creaturi periculoase. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!